Haideți aici. Domnul primar. Pentru continuitate, pentru o echipă puternică, completă și profesionistă la Consiliul Local și Consiliul Județean, pentru ca o echipă care, de fapt, alături de Guvernul României, să facă din orașul Iași un oraș european, o capitală regională europeană. Ca să vă emoții la vot, la votul candidat pentru primărie? Tot timpul am emoții. Lucrul ăsta nu pare rău că am emoții, pare bine că am emoții. Asta înseamnă că trebuie să fie care clipul la intensitatea ei și sunt conștient de ceea ce fac. Am votat cât pentru ieșire. Am votat pentru schimbarea în bine a Iașului. Am votat ca Iașul să devină un oraș de top. Și nu uitați, mai ales astăzi, că numai împreună suntem și vom fi puternici. Mulțumesc tuturor ieșenilor pentru susținere și vă aștept la vot. Votați din nou. Cred că ne pregătește o surpriză tot. Nu! Un box de bere. Să vină cineva, are cineva? Nu. Soția mea e de gardă, așa că n-am putut să... Pentru ce ați votat? Am votat, la fel ca și ceilalți ieșeni, pentru o normalitate și o evoluție a județului Iași, pentru că dincolo de faptul că suntem oameni buni, oameni serioși, oameni muncitori, trebuie să readucem Iașul acolo unde ne dorim cu toții. Iașul la nivelul tradiției, la nivelul istoriei și la nivelul dăruirii Iașului pentru ieșeni și pentru ceilalți. Sunt optimist sau pesimist, din moment ce m-am înscris la lege, trebuia să fiu optimist ca să fac gestul ăsta. Însă mă voi supune legii vox populi vox dei, deci pe cine va alege poporul ăla va fi respectat și, mă rog, își va asuma toate sarcinile care îi revin în calitate de președinte a Consiliului Județean. Nu-i, să spunem, aceeași pasiune ca atunci când am participat în 1992. Este mai estompată și voința alegătorilor este primită cu mai multă serenitate. Dacă veți rămâne, sper, ce veți continua? Care eu am... accesat 430 milioane de euro, bani europeni. O parte din investiții le-am finalizat, altele sunt în curs de finalizare și, bineînțeles, că, în afară de faptul că trebuie să finalizez o mulțime de investiții importante, voi accesa altele noi și, bineînțeles, că lucrul ăsta îmi va lua aproape tot timpul. Mulțumim!